Salutare și bine te-am găsit pe Fără Sens TV. Numele meu este Loren, sunt fondatorul companiei și de mai bine de 12 ani studiez seducția și relaționarea. Sunt aici astăzi să te ajut să-ți învingi temerile și să relaționezi în manieră corectă cu femeile. Iar în clipul de astăzi vom vorbi despre greșeli fundamentale pe care bărbații le fac în relaționare. Sunt șanse foarte mari să le fi făcut și tu, sunt șanse foarte mari că dacă nu le-ai făcut, să le faci în viitor. Și asta pentru că ești ghidat de un sistem în societate oarecum corupt și de o informație foarte proastă vândută chiar de către femei. Îți vine să crezi sau nu, numărul de bărbați care apelează la ajutorul unei femei pentru a relaționa cu o femeie este destul de mare. Și toată chestia asta este un nonsens pentru că la final de zi, realitatea este simplă. Suntem oameni, iar ca oameni avem interese. Atât tu ca bărbat, cât și ea ca femeie, amândoi prezentați interese. Înainte să continuăm cu clipul, în cazul în care ești nou pe canal, nu uita să te abonezi și dă click pe clopoțel, intră pe fărăsenstv.ro, este website-ul nostru unde găsești produsele noastre de top, care te ajută să relaționezi mai bine cu femeile și să înțelegi anumite lucruri. Vreau să-ți vorbesc despre o eroare foarte, foarte mare în societate și anume că ești ghidat să crezi constant în persoana de lângă tine, ceea ce nu este neapărat o problemă. Problema este că majoritatea bărbaților se aruncă relații cumva orbește. Majoritatea bărbaților nu testează în primul rând femeia și despre asta vreau să-ți vorbesc. De câte ori ai ieșit cu o femeie și te-ai gândit să o testezi? Spune-mi sincer, de câte ori te-ai gândit să îi pui anumite întrebări, după care să verifici răspunsurile ei? De câte ori ți s-a întâmplat ca o femeie în viața ta să îți spună niște lucruri, să-ți promită niște chestii, iar după să vezi că nu erau deloc adevărate, ai fost mințit, înșelat, ai fost batjocorit, iar pe lângă toate chestiile astea, deseori unele femei îți spuneau anumite lucruri, după care se duceau și făceau opusul. În alte cuvinte, acțiunile trădau spusele lor. Așa că vreau să-ți dau un sfat aici, niciodată să nu mai crezi pe cuvânt o femeie și niciodată să nu crezi neapărat ce te îndrumă societatea. Ceea ce ne poartă la următoarea eroare și anume că societatea mai toată ziua caută să-ți dea o direcție, când în realitate societatea nu are ea însăși o direcție. Ok, dăm voie să stau așa atunci, să-mi bată mie în ochi. Ce planuri ai acum, în afară de faptul că te grăbesc pe casă și asta? Mă duc
acasă și am și o programare, dacă trebuie să zic clar. Mai pe seară? Mai pe seară am altă ieșire. Aș vrea foarte mult să ies la o cafea, bine, nu în seara asta, mâine, mm-hmm. că seara e puțin cam nașpa. Ok? Mm-hmm. Cum îți sună asta? Măi, nu știu, vedem mâine. Bun, lasă-mi un număr. O să-ți las Instagram ceva, sau Facebook, ceva? Da, sigur. Hai că nu mai știu cum dracul... Așa. Da, m-am intimidat tot. Asta e ce? Cum ești pe Facebook? Ta, să înțeleg sau cum? Nu, 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 aștept un prieten și mă plictesc. Și arătai bine. Da, mulțumesc, ești drept. Wow, unde-i mă Facebook-ul? L-am pierdut și pe ăla. N-ai nici Facebook. Să nu te zuit așa. Cum ești pe Facebook? Este. Dă-mi voie să te pup înainte să fugi? Hai, da. Să ai zi bună. Societatea este formată din oameni ca și tine, deseori peste tine, alteori sub tine. Nu prea contează nivelul la care se află oamenii ăștia, ideea este că societatea îți oferă o direcție așa cum crede fiecare. În alte cuvinte, părinții tăi îți vor oferi direcția clasică cu trebuie să-ți găsești o femeie, să te căsătorești, să faci un copil, să urmezi planul ăsta în viață. Societatea, din punct de vedere al guvernului și cum ești manipulat în fiecare zi, îți va oferi planul clasic de autodistrugere prin care îți spune, fă rate în bancă, ia o casă, ia-ți o mașină. Iar la final de zi, teoria este că tu trebuie să crezi în persoana asta pe care ai întâlnit-o acum, te-ai atașat emoțional de o persoană și trebuie să pui toate cărțile în joc. O grămadă de bărbați vin la noi la coaching, chiar și pe online, în mai toate sesiunile de coaching, poate chiar în 9 din 10, problema principală este aceasta. Vorbim de un bărbat care și-a pus încrederea în femeia de lângă el pentru că au stat de nu știu câți ani împreună și îți dai seama, te uiți și viitorul pare super strălucitor. După care ghiși ce? Femeia asta ori l-a înșelat, ori s-a trezit dintr-o dată că nu-l mai vrea, ori s-a trezit peste noapte că nu mai e interesant planul ăla cu luăm casa în rate și... Da, dar lucrurile au fost deja făcute. Am fost ziua ei, am fost total rece cu ea de ziua ei și o săptămână, imediat două stăm până zic diversul ăsta, dacă plăciunul și toate astea. Eu am fost foarte apropiat de familie, adică cu socrii m-am înțeles de minune. M-au iubit ca pe propriul fiu. Da, e clar că ați ajuns la punctul ăla, gen da. S-a umplut paharul și nu mai. Da, și aia a fost, a zis, am băgat divorț, aia a fost. Păi bun, și de atunci hai să ajungem la problema noastră, zici că ai încercat să mergi, să vorbești cu altele, gen? Băi, eu am încercat în cercul meu personal. Bărbatul ăsta se găsește acum la un impas în care nu știe ce să facă, să se sinucidă sau să-și continue viața, dar cum să o rea, cum să reînceapă. Și atunci singura soluție, efectiv, sunt eu cu acest canal, pentru că vin și ofer o trezire spirituală, emoțională. Ok? Deci, în momentul în care bazezi toate cărțile vieții tale pe ideea asta că ți-ai găsit femeia și ales să crezi cu totul în ea și ghidat de societatea asta care te îndeamnă să faci chestia asta, te vei trezi că ți-ai investit toți anii din viață, toți banii și mai ales, cel mai important, tot timpul din lume. Ca tu să faci pe plac unei femei sau să fii aici modelul în viață al părinților, ca să fie mândri de tine, nu? Cum s-ar spune, îți faci prietenii încântați, nu? Pentru că și ei îți dai seama, au o relație, sunt căsătoriți, au un copil, tu ce faci, aștepți? Toată condiționarea asta socială te împinge să crezi că asta este mișcarea potrivită, însă, cum spuneam, ai testat vreodată femeia de lângă tine? O testezi în manieră activă în fiecare zi? S-ar putea să nu fii conștient, însă ea face asta cu tine. Și cum spuneam adineauri, nu uita, biologic, fiziologic, suntem programați să ne pese de noi înainte de alții. Iar dacă ajungem la un punct în care ne-am atașat și ne place o persoană și ajungem să ne pese și de acea persoană, nu ar trebui niciodată dat drumul echilibrului în care ești atent și la tine înainte de toate, nu doar la persoana de lângă tine. Acestea fiind spuse, aici ai cartea Pe valurile Alfa, care este produsul nostru de top și cel mai vândut pe website, tocmai pentru că te antrenează să fii Alfa. Îți deschide ochii, îți oferă o cale în viitor, una sigură, nu una mânată de minciuni și promisiuni false și de idei, planuri bazate pe zero structură sau fundații. Salut băieți, vreau să vă recomand să luați cartea Pe valurile Alfa. Această carte va oferi un impact demențial asupra lucrurilor pe care le vedeți și pentru o încredere și o stimă de sine mai bună, puteți să luați cu cea mai mare încredere o știință de coaching. Salut! Vreau să-ți spun că am ajuns să lucrez cu foarte mulți oameni și să observ mare două erori. Exact cea anterioară pe care am spus-o, că își planifică toată viața pe
ideea asta că au găsit persoana și că trebuie să găsească o persoană și că sursele de fericire sunt externe. Niciodată nu poți fi fericit dacă lucrezi la tine, ci tu trebuie să lucrezi la factorii ăștia externi, să găsești ceva, să iei, să obții ceva. Iar a doua eroare pe care o văd foarte des este faptul că pur și simplu sunt foarte creduli, nu studiază lucruri și cam iau tot ce se pune pe tavă. Ok? Deci mi se pare o teoria naivității să crezi pur și simplu, efectiv, primul lucru care ți se oferă pe tavă, să nu te documentezi, să nu citești, să nu lucrezi la tine, să nu faci coaching, să nu cauți să ai informație în domeniul în care vrei să activezi. Nu uita că la final de zi, multă lume nu realizează, dar cred că cea mai mare durere a unui bărbat, cel puțin, este sexul și lipsa acestuia. Este femeia. Toată lumea care caută să alerge după bani și să obține diverse lucruri, la final de zi, tot în punctul ăsta ajung. Adică tot ce se chinuie ei să obțină în viață, conduc tot la chestia asta care, de fapt, este atenția feminină, sex cu femei frumoase, să fie băgat în seamă, să se simtă validat. Totul ține în final de ce anume, de ceea ce practicăm noi aici, seducție. Dacă tu reușești să înțelegi chestia asta, dacă poți pentru o secundă să închizi telefonul, televizorul și orice zgomot exterior și să îți scrii pe un caiet care ar fi cel mai important factor în viața asta, ți-ai dat seama că vorbești despre fericire și succesul tău ca bărbat. Succes care se construiește și are o fundație bazată pe acțiune luată în timp, dar toată care să regleze stările emoționale prin care treci ca persoană. Pentru că singurul lucru pe care poți baza succesul realmente vorbind este pe starea de pace interioară, de liniște interioară. Iar dacă tu nu te simți așa, foarte probabil nu o să te simți nici când obții toate sursele astea. Mai trist este că dacă îți dorești anumite lucruri și nici măcar nu le obții de la viață și toată viața ți-o petreci alergând după chestiile astea, s-ar putea în final să suferi și să simți că ai trăit efectiv degeaba. În cursul ăsta vor fi foarte probabil 12 lecții în care vă voi da 12 experimente diferite. Așa că veți avea 12 lucruri de practicat și veți ști absolut toate căile prin care puteți să izbiți în ego și în orgoliu și în emoțiile astea care vă doboară. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. Pentru cei care au probleme cu emoțiile, la fel ca și mine, vă recomand să luați cursul Dezinhibare Emoțională de la Loren, deoarece vă ajută extrem de mult. Pe mine, cel puțin, m-a scos foarte mult de zona de confort și a fost înspăimântător din acest punct de vedere. Dar vă ajută să comunicați mai liber cu femeile pe care le doriți și, până la urmă, cred că asta vrea toată lumea. Salut, gașca, recomand cursul pentru emoții de la Fără Sens TV, pe mine m-a schimbat maxim. Dacă ți-a plăcut acest script, dă-i un like, te rog frumos, nu uita să intri pe fărăsenstv.ro, e de ajuns să-ți bagi și e-mailul, acolo vei primi un ghid gratuit și desigur te așteptăm să încerci din produsele noastre, care în fond sunt menite pentru tine, să te schimbe și să te ajute.